V-am trezit un pic, fetelor, așa v-am speriat, așa de început. Da. Bine ați venit în studioul nostru, fetele de la Chihlin Bar. Aplauze, băieți, din regia de emisie, să se audă aici, în direct. Bine te-am găsit. Mulțumim tare, tare. Da, este o premieră pentru mine să vă am într-o emisiune. Ne bucurăm acum că nou, suntem alături de acum mai nou, eu fac emisiuni și de mondan. Foarte bine. Da, ideea este că așa se cuvine, vinerea, mai ales astăzi de această sărbătoare mare a creștinismului, da? Sfinții Constantin și Elena. Așa este. Dă-ne voie să le spunem și noi tuturor sărbătoriților la mulți ani, să fie sănătoși și să aibă pe cei dragi aproape, pentru că asta contează. În perioada aceasta ne-am dat seama că este cel mai important lucru. Cu siguranță. Laura, Florentina și Simona. Da, fetele de la Chihlin Bar, evident că și eu, din partea trustului Campus Media, le urez tuturor celor care sărbătoresc astăzi ziua onomastică la mulți ani. Primarul Constantin Tom a fost primar Constantin Boșcodeal, nu? Mulțumim. Ați cântat pentru ei? Ați cântat? Da, bineînțeles. Da? Așteptăm să începem din nou. Uite că acum chiar suntem fericite că sperăm să fie așa cum a fost odată și cum eram obișnuite să fim în fața publicului de sărbători, de mereu. Păi trebuie în fața să... celor care... Trebuie, da. Mai e puțin. Așa este. Mult a fost, puțin a rămas. Așa este. La mulți ani tată, la mulți ani mamă soacră, la mulți ani cumnată, la mulți ani mătușilor mele. La mulți ani și din partea mea. Dacă aveți și voi urări, haideți repede, că acum aveți ocazia, că după aia trece timpul să repede. Să știi că, uite, nu prea avem. Nu, bunica soțului meu. La mulți ani îi spun și eu. În rest, așa, nu prea avem, Elene. Avem Florentina? Mării, avem... Am o verișoară. Uite, pe ocazia să-i spun la mulți ani. Simona? Cumnata bunicii mele. Se numește Elena și vreau să-i urez de la mulți ani. Deci am găsit. Da. Dacă sunt jdemii de Constantin și Elene în județul nostru. Bine, și în țară, în general, dar așa și în județul nostru. Așa este. Bun, fetelor, ce ați mai făcut? Ce mai faceți voi? În afară de faptul că așteptați cu nerăbdare să urcați din nou pe scenă, să încântați pe spectatori. Păi uite, în timpul acesta pe care l-am avut... Hai mă, Laura, dar nu mai tu vorbești. Bine, tu ești liderul, nu? Nu. Așa se dă impresia, nu știu. Se dă impresia. Aparențele înșală. Doar atât, da. Are speech-ul mai bun. Da. Uite, poți să le lași pe fete. Păi nu, continuă-ți ideea. În timpul acesta liber am pregătit piese noi, avem lucruri foarte frumoase, piese noi, videoclipuri, le mulțumim tuturor celor care sunt alături de noi, mulțumim lui Cristian Duțu, mulțumim lui Vali Putere pentru că mereu sunt alături de noi și ne susțin ideile pe care le avem și vin și ei cu idei noi. Iar pentru asta le mulțumim și așteptăm să iasă ceea ce am pregătit în timpul acesta pe care l-am avut. Florentina? Prezent. Da. Ce-am făcut eu în timpul ăsta? Da. M-am angajat. Foarte tare. Mi se pare corect. Da, uite, vezi, ce să faci. Eu am o viață mai activă și cu fetele mele, două. Cele două fetițele mele. Cu școala, cu munca și cu ce înseamnă viața asta de familie. Viața cotidiană. Da. Cam atât. Nu... Slavă Domnului, suntem bine sănătoși. De fapt, asta e tot ce e cel mai important. Da, cel mai important. Cam atât. Și cu fetele, ce am pregătit piesele care încă sunt în lucru. Da. Ce problemă? O să vină și momentul lansării. Simona? Păi eu mă pregătesc pentru BAC intens. Pentru? BAC. Pentru bacalaureat? Exact. Acum dai bacul? Da. În vara asta? Da. Păi, deci îți mulțumesc că cred că te-am luat de la studiu, nu? Îți mulțumesc că ai venit în emisiune. Adică puteți să faceți și voi o concesie pentru colega voastră să... Nu este nicio problemă. Da? Nu are timp destul. Nu e o oră pierdută, zic, nu? Timp este. Voință să fie. Exact. Bravo. Binecuvântat. Și... fetele. Da. Voi ați fost la școală, voi fiind anul terminal, nu? Da, ați fost da, la școală, sigur. Ați avut această oportunitate, sigur, de a fi față în față. Da. Bine, ați fost și online, totuși. Da, doar 3 săptămâni. O săptămână am fost în vacanță.
Bun, și colegii ce zic despre tine așa, în general? Păi, majoritatea apreciază muzica și tot ceea ce fac cu fetele. Alții au anumite păreri, fiecare. Păreri că ce? Vezi, doamne, nu-mi place piesa aia. Păi da, aici, normal, de gusturi nu putem să discutăm. Nu se discută. Da. Și în rest, mulți mă încurajează. Da, pe acest drum. Să vorbim și despre prima piesă pe care am auzit-o în cadrul emisiunii. Am muncit pentru copii. Am muncit pentru copii. Da, este o piesă pe care am compus-o eu, gândindu-mă așa la părinții noștri. Pentru că de multe ori uităm, ne dăm cu cele de zi cu zi și uităm să nu neapărat să-i apreciem, cât să le acordăm atenția pe care o merită. Și este o piesă așa de suflet, o piesă în care se regăsesc părinții și copiii. Da. Întotdeauna când e vorba de, apropo de sentimentul acesta de să îi... cât timp îi avem în viață, da? Așa este. Eu întotdeauna mi-aduc aminte de versurile excepționale lui Adrian Păunescu, cât mai suntem, cât mai sunt, mângâiați-i pe părinți. Așa este. Da. Copiii, noi cu toții suntem într-adevăr și de multe ori există momentele astea în care iese la suprafață. Știți că e vorba aia, copilul din mine. Da, așa copilul este, așa este. Mine. Atât timp cât avem părinți... Unde e copilul din mine? Da, așa este. Se leau de undeva. Așa este, da. Și să știi că sentimentul acesta devine mai puternic sau poate ne face să conștientizăm mai mult în momentul în care avem și noi copii. Atunci, atunci conștientizăm mult mai mult aportul părinților în viața noastră. Mă întreba într-o dimineață la radio, la matinal în forță cu Manuel, Dora Ungureanu. Da. Mă întreba, dar Mihai, tu ai foarte multă energie, de unde o ai? E foarte simplu, în fiecare dimineață, înainte să ajung la muncă, îmi duc copilul la școală. Asta este energia. Da. Bine, nu faptul de a-l duce pe copil. Da, ci... am înțeles, da. Gestul în sine, da. Da, în momentul în care am avut și eu copil, am simțit cum... ce înseamnă să fii părinte și am simțit oarecum m-a făcut să înțeleg cum trebuie să mă comport pentru că, din dorința de a se comporta și copilul meu la fel cu mine. Bineînțeles, eu am o relație foarte bună cu părinții mei, dar fiind mai atașată puțin de tata, pentru că așa este, eu când am aflat că am fetiță, știam din start că va fi mult mai atașată de soțul meu, pentru că și eu la rândul meu la fel. Dar m-a făcut mult mai mult să le acord o atenție mult mai mare decât până să am copil. Florentina, și tu poți veni aici cu completare, că și tu mamă. Da, la mine e cazul, de fapt la mine sunt două cazuri, nu unul, adică dacă e să vorbim între copii sau între ei, lucrurile se schimbă, unul e într-un fel, celălalt într-un fel și trebuie să te comporți ca atare cu unul, cu celălalt, pentru că suntem diferiți ca oameni și ca și personalitate și așa sunt și copiii, cum suntem și noi ca și oameni. Adică cea mare e mai zopăiată, cea mică e mai cu minte, aia mică seamănă cu mine. Câți ani au? Face 11 ani, 11 ani cea mare și 4 ani jumate cea mică. Mulți înainte, frumos. Mulțumesc, frumos, la fel. Frumos. Da. Tu, Simona, tu ești apropiată de vârsta copilăriei. Da. Nu, ești majoră oricum. Da. Ești majoră și... Da. Urmează, ce piesă urmează? Ia să vedem. Ce piesă... Hai, iubește-mă. Este o piesă cu ritmuri machedonești. Deci, băieți, hai iubiți-mă. Hai să ne iubim, nu? Așa, mai ziceți ceva de piesă. Este o piesă, așa, eu văd o piesă de vară. Este o piesă... Adică la noi e foarte cald aici, da, studio. Să știi, chiar la asta m-am gândit. Dăm drumul la suflantă pe timpul piesei, nu? Da, așa, este piesă de vară. O piesă de vară, o piesă pe care am scos-o cu mult timp înainte să vină
pandemia. Scuze, uite, Constantin Ungureanu, un domn profesor, să-l luăm la mulți ani. Domnul profesor Constantin Ungureanu. Bineînțeles, da. Nu trebuia să spun. Da. Nu, urma să spun că bineînțeles că aveste urări deosebite, da. Puțin mai încolo, așa că bineînțeles că îi mulțumim când din era suspansul suflet. mai mare, să știi că aveam un îi mulțumim din suflet pentru tot ce a făcut pentru noi, pentru că până la urmă nu existam azi ca și deci ca și trupă. Ca trupă creația profesorului Constantin. Da. Și sprijinul adică pe care sunteți chihlimbarul profesorului, da, Constantin Ungureanu. Așa este, așa nemuritorului profesor Constantin Ungureanu. Așa este. Aveți și o piesă, la mulți nu? Ani. Cu asta, da, cu nemuritoarele sau cum? Da, avem o piesă, da, pe care o să o ascultăm. Dar acum ascultăm pe asta cu ritmul. Da, hai iubește-mă, da, cu ritmul machedonești, dar am păstrat așa vorbele românești ca să înțelegem toți ce spunem. Păi, da, hai iubește-mă, Lucică, și dă piesa, te rog frumos.
Da, în regia de emisie se dansează, oameni buni, ca de obicei, atunci când este vineri și este ediție specială la Campus TV. Apropo de ediții speciale, să știți că petrecerea continuă și la emisiunea colegii mele Magda Ionescu. Fetele de la Cronos vor reveni în studioul Campus TV. Luni am fost la Muzeul Chihlimbarului. Luni, zice Manuel, vezi că vineri s-ar putea să vină fetele de la Chihlimbar la tine. E, pe ia uite bune! Ia ce coincidență! Ce, pe bune! Da, da. Ne zic, bucurăm tare mare mult! Drag și așa n-am avut niciodată ocazia, da, să vă am emisiune. V-am văzut la concerte, ați fost la revelioanele noastre la Campus TV de multe așa ori. Este. Așa este. Da. Ce să vă mai întreb eu, fetelor? Știți că e întrebarea aia pe care eu o tot zic, mi se pare atât de șablon încât este foarte plictisitoare. E întrebarea aia pleonastică. Ce planuri aveți pentru viitor? Noi avem planuri mari, dar numai să fim lăsate să... Dar cine nu vă lasă? Stați nu, așa, așa nu. De situația în sine. De situația asta. Da. Trecem peste, gata, de la 1 iunie e liber la orice. Până acum mergem așa, pe burtă un păi pic. Păi da, mergem că și mergem după mergem, tot la fel. Și de ce că nu sunt... La curci. Ieșim așa puțin. Astăzi nu sunt echipajele pe... Da, dăm. Da, da. Depinde, acum, știi cum e, după perioada asta... în care am fost afectați drastic. Este normal să ai teama aia, bă, nu cred că va fi chiar atât de ok următoarea perioadă și chiar va fi cum gândim noi și cum a fost. Oricum, cum a fost, nu cred că o să mai fie niciodată exact cum a fost, dar încrederea. Da. Uite, Simona niciodată vrea să spună multe, dar n-a putut. Da, așa e. Așa e. Da, Simona, ia zi-mi tu, cum vezi tu? Ce, în afară de faptul că vrei să iei bacalaureat, ești pregătită pentru, crezi că, rupi? Da? Bun. La ce liceu? Liceul de arte. Vai, deci iubim liceul de arte. Bine, iubim foarte multe licee, dar liceul de arte iubim cu atât mai mult. La ce, canto? Da. Mă scuze, adică nu putea să fie era ceva. Evident. Mă gândeam totuși, adică era da. Totuși. Da, deci nu ai nicio problemă cu bacalaureat. Și după bacalaureat, ce facem? Momentan nu m-am gândit. Vezi că e târgul ofertelor acum. Vorbesc serios, astăzi a început târgul ofertelor educaționale la Muzeul Județean. Am observat. Fai, acolo, deci te pierzi în toate standurile alea de acolo. Oferte pe toate gusturile, adică vrei de la... acolo e. Da. Da. Ești angajat de acolo. Pe loc. Angajare pe loc. Da. Bun. Cât mai avem? Mai avem pentru prima parte a emisiunii, nu mai ascultăm nicio piesă, că vorbim în continuare cu voi. Așa este, da. Aș dori să știu. Orice. Aș dori să știu. Câteva întâmplări de care vă mai aduceți aminte. Mamă, de când ați mai cântat? Chiar când ați cântat ultima dată pe o scenă? Ultima dată am cântat pe 8 martie. Da. 2020. Da, 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 că pe martie au fost petrecerile de martie, da, de bolnavii mulți, și imediat atunci a fost, și pe 12 sau 13 martie. Asta nu trebuia să o spui? Eram în stare de urgență atunci deja? Nu, asta am vrut să spun. Glumeam, că a intrat starea de urgență. Da. Zi-mă ce a fost pe 12 martie. Nu, a spus că asta. Deci martie a intrat, gata. Atunci a intrat. Deci, știu ce am. Bun, deci pe 8 martie, practic. 8 martie, da. Atunci a fost ultima dată și îți dai seama că nu credea nimeni că e ultima dată. Da, da. Și spuneai de întâmplări, da? Da. Păi câte întâmplări avem noi? Nu avem noi întâmplări. Avem noi întâmplări. Cum să? Avem foarte multe. Noi avem întâmplări chiar și acum. Da, vreau să le spuneți pe alea pe care nu ați putea să le spuneți pe post. Pe care nu am putea să da, le spunem. Da, exact alea care nu trebuie să le spuneți, vreau păi să am avut întâmplări și frumoase, da. Și cu care de care ne aducem aminte așa cu zâmbet pe buze. Am avut întâmplări și mai puțin plăcute, cum a fost chiar acum recent, luni. Ce s-a întâmplat? Am avut un accident rutier, mergeam la Etna, Florida. Cred că a trăit cel mai... Da, bine că sunteți sănătoși aici. Asta contează, asta da. Ne mulțumim și noi. Se mai întâmplă de astea, cu să ne trezim cu fiecare cu costumul ei diferite, așa, sau cu costum lipsă, sau cu de astea se întâmplă. Ce ne întârzie la filmări? Toate. La filmări. Adică, uite, de exemplu acum. Nu, deci de exemplu acum, uite, dar ne-am încadrat în timp, deci am intrat la fix. Florentina a venit mai târziu. Da, voi ați venit deja îmbrăcate. Da, eu am mai mult timp liber și mă încadrez altfel în,
altfel în timp. Și se întâmplă. La o emisiune sau așa să zicem că na, da, la un spectacol, la un, aici țin. Băi, am văzut că artiștii buzeni sunt vedete acolo la Etno. Da. Sunt invitați, așa. Da, să știi. Da, da, pentru că artiștii buzeni au muzică bună. Da, buzeni, în general. Păi sunt, da, buzeni. Buzeni. Da, să admirăm aici Parcul Tineretului, da? Nici da. În acest videoclip nu erați în formula asta. Nu, în locul da. Florentinei era Alina. A, așa, și ați dat la... v-ați plimbat cu hidrobicicleta? Cine a da. Dat la pedale? Pe rând. Cine? A, pe rând, toate. Pe rând, da. Că am noi împărțim muncă. Asta e bine. Vezi, asta e bine când suntem trei. Mai ales eu când stăteam jos acolo, deci stăteam așa. Foarte încordată. Și de ce? Și mă dureau apă? Puși. Adică vă gândesc că... A, nu, da, că nu, e foarte bine când ești. E foarte sigur pe hidrobicicletă. Da, 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 da. Dar cine era? Era cineva acolo? Tot, poate era cineva acolo să vă ajute, adică nu să... Dacă nu, adică, nu, eram noi. În afară eram de cel noi. Care filma? Da, era Vali. Vali era și domnul Constantin Ungureanu, bineînțeles. Era și domnul profesor. Da, la fiecare videoclip vine, vă însoțește? De obicei, da. De da? Obicei, da. Și la videoclipuri, și la când înregistrăm piesele, de obicei vine, merge cu noi, pentru a ne da sfaturi bune. Mie mi-ar fi fost mai frică pe pontonul ăla. Să știi că da, era să cadă. Știi, deci nu da. Ce-am pățit deci, acolo. Deci pontonul ăla așa să... Da, da. E cam periculos. Am riscat puțin, am riscat, dar... Uite că am ieșit bine și din asta. Noi ieșim bine din toate. Nu știu cum facem noi, dar ieșim bine. E fain, aveți un optimism molipsitor și îmi place. Haideți să luăm pauza de publicitate, după care revenim, o să mai avem încă două piese în a doua parte și o să ne continuăm discuția. Okay. Așa. Deci urările, ca să nu uităm, urările s-au făcut pentru Constantin, sigur, pentru sigur. Elene, să nu uităm ceva, da? În nu. Pauza de publicitate ne gândim ce mai trebuie să nu cumva să uităm ceva. Luăm pauza de publicitate, revenim imediat aici la ediția noastră specială cu fetele de la Chihlimbar.